adoptat încă două proiecte de hotărâre care au primit avizul Comisiei de Specialitate, cel privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Untrus și cel privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții de reabilitare clădire grădinița numărul 3, Untrus peste Vale, comuna Untrus, județul Bacău. Proiecte care au primit avizul Comisiei de Specialitate, prin urmare, pot fi incluse de ordinea de zi. Din 13, cum ați zis, din cei 15, lipsesc 3, program pe lucrător și postul de muncă, pentru care și nici mai fie legat constituită. Dacă nu sunt la discuții, sunt propunătorii proiectului ordinii de zi, în forma comunitatea de două proiecte. Dacă sunt discuții la procesul verbal la ședinței anterioare, cel din 20 august, dacă nu, spun aprobării. 12. Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile codului administrativ cu privire la conflictul de interese, iar dacă vreun consilier local are vreun interes în o problemă supusă dezbaterii Consiliului Local de astăzi, vă rog să anunțe acum în vederea consemnării procesul verbal. Dacă nu, după cum bine cunoașteți, a fost ales președinte de ședință, domnul Ionel Gheorghe, și îl invit spre ea conducerea. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Intrăm în ordinea de zi, dar înainte de asta vreau să mai fac eu o completare la acest proiect al ordinii de zi. La punctul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Untrus pe anul 2020, rectificat, între timp după ce s-a redactat așa cum l-ați primit și dumneavoastră proiectul de hotărâre, a mai apărut o hotărâre de guvern, numărul 758, asta aveți conștiință de asta, da. Numărul 758 din 10 septembrie 2020, care repartizează niște fonduri pentru comuna Untrus. 250.000 de lei sunt exprimate aici, 250.000 de lei sunt repartizate pentru comuna Untrus pentru cheltuieli de organizare și de dezvoltare. Sunt precizate și de capital și de dezvoltare. Dar eu zic că ar fi fost, îmi cer scuze că vă întrerup, ar fi fost oportun să discutăm la momentul respectiv, la al doilea proiect. Da, că vreau să informez că despre... Că va fi un amendament practic la proiectul inițial pe care îl propune dumneavoastră sau oricare din consilie. Da. Sau domnul primar. O să revenim asupra proiectului ăsta, dar vreau să vă spun că a apărut așa ceva. Și ca să nu mai facem o ședință extraordinară, acum până la alegeri că se decidite vreau și propun să completăm hotărârea de modificare a bugetului cu această completare, cu introducerea sumei 250.000, așa cum este prevăzut în referat. Da. Să trecem atunci la ordinea de zi și să încercăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Untrus și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Untrus. Vorba de serviciu de apă și cale. Aici, dacă nu sunt discuții, aș avea eu, după ce l-am sărbătat, am sesizat că la compartimentul juridic sunt trecute anumite atribuții care nu se mai regăsesc actualmente în fișa postului. Ele se regăseau la momentul în care funcția era în aparatul de specialitate al Consiliului Local. Acum se găsește în aparatul de specialitate al primarului. Prin urmare, vor fi scoase din atribuțiile compartimentului juridic cele privind activitatea privitoare la Consiliul Local, respectiv prezența la Consiliul Local. Au fost trecute aceleași ca în regulamentul anterior, după ce am seroxat, am sesizat și propun rectificarea, conform și supostului. Deci, aceste modificări ale regulamentului au fost introduse conform UE57/2019. Da. Asta este motivarea de sau. El trebuie actualizat mereu acest regulament, pentru că se schimbă atribuțiile din fișa postului, fie anumitor compartimente, și trebuie actualizat corespunzător. Ceea ce s-a și făcut, doar că aici, la compartimentul juridic, s-au omis și s-au trecut și atribuțiile privitoare la activitatea Consiliului Local, v-am zis, atribuții care se regăseau la momentul respectiv în 2017, ulterior a fost transformat postul și a adus în subordinea domnului primar.
Dacă mai sunt și alte discuții în legătură cu regulamentul organizat și funcționare în aparatul. Regulamentul a existat, a fost reactualizat conform omul 1057-2009. Eu l-am citit, cod administrativ. Aseară, a fost discutat și la Comisia de Specialitate. Zic că e mult. Puteți, dacă nu sunt alte discuții, supun la vot. E cineva împotrivă? 12 vot. Punctul 2 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Tuzla Timișoara anul 2020. Revin la discuția anterioară. Deci propun modalitatea asta de a se completa raportul cu această introducere a sumei de 250.000 de lei, care urmează să fie cheltuită conform referatului aprobat de domnul primar. Am înțeles de la domnul contabil că se vor, pe conform referatului la drumul și podul, la capitolul 80, la drumul și podul, la reparații și drumuri, la capitolul 84. Toată suma asta am pus-o la drumul și podul, pentru că avem proiectele gata, făcute, alții își bat gura că o să facă, că o să dreagă. Noi le avem proiectele făcute, dar trebuiau și bani. Așa că le-am pus, au venit banii ăștia, să nu mai luăm din altă parte, am pus banii ăștia pentru proiectele respective și... Deci acum există și finanțare. Există finanțare. Există finanțare și pentru unde își bat gura degeaba la... dar parcare la central și plus ca pentru barajul ăsta din bandul ăsta care trebuia făcut din 4 ani de zile. Știți ce se întâmplă cu barajul ăsta de retenție? La ăsta trebuie să luăm toate aprobările de la capul, până nu aprobăm din tot. Și când îi pentru că a fost dacă un potop, toți azi mă nu pleacă. Știți ce greu, știți ce greu a mers treaba asta? Pentru că cu pandemia, noi am propus să facem retenția, dar nu am putut separa. Singura... Doamne, dar 4 ani pandemia vin în 2020. 4 ani, domnul profesor, și au fost și alte probleme care au fost importante. Nu s-a vrut. Puteau să se facă, nu are rost să mai vorbim contradictor, puteau să se facă cu începutul, când s-a început șansa acolo, dar o să se facă când se începe să se facă totul. Trebuie să fie și bani, la urmă urmei. Te punem acum la rectificarea asta pe ce zăpă? Trebuie întâi făcut studiul, era un studiu care nu mai este de actualitate, trebuie făcut un nou studiu, nu merge deslegat, să facem un aparatul de retenție, trebuia să rupem de restul lucrării, toată lumea a zis, nu, domne, sunt legate unul de altul. Ca să fie unul legat de altul, deci și amenajarea și barajul de retenție, în primul rând trebuie să recepționăm. Ca să putem recepționa, trebuie să luăm de la capăt toate aprobările, de la apele române, de peste tot. Și asta durează aproape un an de zile. Și am avut și alte proiecte ca să putem face, că zicea după aceea lumea, suntem nebuni. Rămâna ideea mea. Totuși este bine să luăm legătură și cu conducerea turnator, pentru că au pădurea în zona acolo și au și obligații de corectare torenți. Și cred că aici, la barajul de țintri, care vine apa din control, au și ei interes. Eu n-am niciun interes. Eu n-am nimic împotrivă să discutăm pe chestia asta, dar noi până muncești și pe ăsta, ei au versanții stânga-dreapta, dar restul e al nostru. Domnul nostru nu-și face... Asta tot aici vine, și pe găsanțul din pătul de autorator, tot pe găsma vine pe rău. Păi așa vine și de pe monument care nu e a nostru și vine tot la noi. Monumentul nu e a nostru și trebuie tot așa. Și uite, până și cetățenii noștri, când au vrut să facem ceva, au venit să strice. Tot ei să plâng după aceea că inundă. Cu toate că am vrut să facem. Atunci firma la tot ce drumuri forestiere au făcut cu banii europeni. Păi își fac unde au ei interes. Deci rectificarea asta. Deci am pus toți banii pentru drumuri și
Avem, noi mai avem bani la, pentru proiectare, canalizare. La canalizare, proiectare, canalizare, încă nu știm exact sursa de finanțare, pentru că e prea mare și ar trebui să știm, eu mă duc nu la Iași, ca să vorbesc, trebuie să semnez și documentele pentru buldo excavator și toate echipamentele, ca să putem să luăm bani de la fonduri europene, pentru echipamentele care le are buldo. Și o să vorbesc și acolo cu consultantul, să vedem pe ce proiectul ăsta de unde aducem bani, pe ce PNDL 3, poate ce măsură, poate fonduri europene, că tot așa își bate gura toată lumea, că băi, fondurile europene cu gazul. Într-adevăr, la gaz se poate lua cu fonduri europene, dar trebuie cel puțin 1000 de branșări să fie, să se branșeze la nivel de branșări. Dacă nu sunt 1000 de branșări, dă-i banii înapoi. Trebuie să fie 1000 de branșări și durează foarte mult. Noi avem o aprobare pentru gaz, Călcâi și Margina, care ei vin cu 230.000 del gaz, care noi putem să începem din ianuarie să dăm drumul la proiectare. Proiectarea se face, într-un an de zile se pagă gazul tot. Cu fondurile europene, de-abia după ce încep să faci hârtiile, o să dureze foarte mult și până la ora actuală, o singură firmă, adică o singură primărie a băgat pentru gaz, că zice conducta de gaz inteligentă, cu robineți care se închid automat și acolo sunt niște condiții deosebite de distanțare față de asta. Noi cam greu ne adaptăm la el, exact ca și cu canalizarea. Canalizarea trebuie să aibă apa față de canal o anumită distanță cu fondurile europene. Deci când o facem, nu peste tot putem face cu fondurile europene. Că nu suntem compatibili cu treaba asta. Dar oamenii, cum au zis fiecare, pentru alegeri, minte că face, că drege. Nu e chiar așa. Să face chiar așa ușor. Cum avem și cu dezmembrarea. Pentru un metru de pământ, acolo nu putem face dezmembrarea. Umblăm că e programa greșită. Și a trebuit de la ăla, de la Covasna, să vină la Bacău, de la Bacău la Onești și uite așa ca să ne aprobeze. Acum, eu mai am de aștept, mai am o promisiune că vin niște bani, poate facem o extraordinară. Dacă vin bani, să punem pentru podul de la Gălățeanu. Fiind aprobat proiectul de la pod la Gălățeanu, dacă vin niște bani, îi băgăm aia pentru studiul de fezabilitate. Da. Ca să nu ne încurcăm acum cu banii de aici, pentru că nu știm nici cât cheltuim acum cu alegerile. Și asta. Și cu școlile, iar... Banii pentru alegeri la bugetul local? De totul, da. Anumite... Uite că nu ne-a venit nimic, nu ne-a venit nici... Ăsta nu se știe. Măștele, noi am comandat toate soluțiile, toate astea. În 2016 toți banii guvernamente la guvern. La locale... indemnizații de secțiilor de votare, membrilor, indemnizații de beguri, tot de la guvern, prin prefectură, de la Ministerul Internelor. Dar doar ceea ce privește asigurarea... Asigurarea, bază materiale, auxiliare și toate astea. Asta așa. Și de aia zic, aici, banii care avem acum, momentan ne ajung pentru asta. Ce am putea la podul ăla, dacă să luăm din altă parte, dar putem face și o extraordinară, dacă este. Aici a hotărât dumneavoastră. O vedem dacă e nevoie. Așa, Comisia de Specialitate a avizat, și eu fac parte din această Comisie de Specialitate, modificarea bugetului. El a avut două părți, trebuie să completăm cu acest amendament pe care l-am prezentat înainte, cei 250.000, că iar proiectul de hotărâre se referea la introducerea sumei de 102.000 primite de la
care am primit-o de la Consiliul Județean. De la Consiliul Județean și se referea la drepturile asistențelor sociale din comuna. Uite, uzi acești 102.000 de lei. Deci, eu vreau să supun la vot cu amendamentul respectiv și să se facă o adăugare, dar domnul secretar se ocupă de treaba asta. Supun la vot cu amendamentul respectiv. Ce nu este pe 250.000 sau luce la capitolul 24. Da, la capitolul 24. Mulțumesc, ce am făcut 3. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care au fost în domeniul public al comunei de Târgu de Jiu. Este vorba de niște terenuri care au fost în inventar. În terenul din zona Bârscă? E la piață sau la piață? Chiar din zona pieței, la intrare pe drumul betonat, stânga, de la Pavel Eghel, care a avut Pavel Eghel, după aia a fost la Mageta, și tot până la terenul de fotbal. De la de la drumul betonat, stânga, până cele 9 terenuri care sunt. Sunt trecut acolo, de cred că cu doamna Șomot, că chiar știm bine ce se ocupe cu doamna Șomot. Dacă sunt comentarii, vă rog să luați în locul. Dacă nu, sunt până la cine este pe acest? Dacă sunt la cine este pe acest? 12 locuri. Punctul 4. Am uitat să fiu listă avizul Comisiei de Specialitate, Comisia pentru Agricultură, a dat avizul punctul 4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Iutus în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ. Comisia pentru Învățământ. Am discutat că ar fi bine de amânat pentru ședința următoare. Adică când va fi nou. Vom rectifica hotărârea, vom modifica. Gândiți-vă că poate au nevoie de... Păi era pe anul școlar, era pe anul școlar anterior hotărârea, deci nu poate să-și producă efectiv și pentru anul ăsta. Păi pentru asta trebuie să aprobați HCL-ul de azi. Chiar și numai pentru o ședință a Consiliului de Administrație, trebuie să avem reprezentanții Consiliului Local. Acolo sunt făcute cele două propuneri pentru cele două forme, pentru cele două persoane. Domnul Banu Ștea, Să fie reprezentați, că altfel n-are quorum ședința, că ei sunt 3 profesori acolo și 4, câte 2 la fiecare școală. Și aici trebuie să, când ne gândim dacă cine o să fie în continuare consilier, trebuie să ne gândim și niște consilieri care să cunoască puțin și problemele economice pentru a ne, cum să spun, ne implicăm în proiectele de dezvoltare. Vreau să ne gândim și la treaba asta, că... Păi, domnul Osoroș, lăsați, înainte să comandam numai de la birou de acolo, băi, tăi lua la fărul ăla. Trebuie puțin aici, în Consiliul de Administrație. Dar cum ai făcut afranii? Păi așa, eu așa am făcut. Nu m-am băgat nasul aici. Trebuie consilierul să știe. Da. Așa. Sub
supun la vot proiectul de hotărâre. Cineva împotriva abține? Două de ce vot. După cum v-a spus, domnul secretar, mai sunt încă două proiecte care sunt în plus față de ordinea de zi cunoscută. Ele au trecut pe la membra comisiei la Comisia de Buget Finanțe, au fost avizate și le discutăm pe fiecare separat. Dacă sunt întrebări în legătură cu astea, dumneavoastră nu le aveți în mapă, le spune doamna secretarie în măsură să ne spun. Se referă la proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții de personal a aparatului de specialitate a primarului. Eu am citit hotărârea, că am primit-o. Și este vorba de promovarea unui salariat de Țău Alina, care lucrează la 10 ani, dar odată trecut în grad superior. Este dreptul personalului să treacă când întreprește condiția de fie, însă nu se poate face fără discuții în Consiliul Local. Eu am zis că sunt de acord, am semnat împreună cu membrii comisiei, am semnat avizul și susțin în continuare proiectul. Asta e modificarea care apare. Și este legal. Supun la vot. S-a aprobat. Și un ultim proiect, după care trecem la discuții libere. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție în grădiniță numărul 3 peste Vară. Acolo se creează, se modernizează spațiul necesar pentru grădiniță, nu toată grădinița. Numai spațiul necesar. Deci o parte din ea. Și indicatorii tehnici, iarăși materialul a ajuns doar la comisie, n-a ajuns și la cei de membri ai Consiliului Local și în cazul că nu mai dă câteva cifre pentru informare. Deci, școala are o suprafață de 229 de metri pătrați, în care se modernizează 21 spațiul necesar pentru funcționarea grădiniței. Restul nu se investește bani, rămâne în conservare. Așa cum este. Și se dau și bani. Bine, cum s-a luat cu curat? Poftim? Bine, cum s-a luat? Da, păi mai mult pentru asta. Foarte bine. Cu forță ecologică, cu apă, cu... Da, adică să le fac condiții bune pentru copii. Da, și aici ce se dau să spună, domnule, nu știu ce vreau să spun. Da, deci 21 de metri pătrați se modernizează și proiectul, ca toate proiectele, dau cifre mai complicate, care cred că nu este cazul. Regimul de înălțime se respecte, categoria de importați, categoria C de construcție, durata de execuție, 15 ani. S-a pierdut timp și s-a scurtat perioada de execuție. Pentru că s-a pierdut foarte mult timp cu ăsta, era în 2 ani, s-a pus 16 luni, dacă nu? 15 luni. 15 luni. Valoarea proiectului este de 668.375,89. 6 miliarde de lei, din care eligibile pentru proiectul de pentru bugetul de stat 632.666 de lei cu TVA plătit și cheltuieli din bugetul local 273.000. Deci cam un sfert. Este partea cel mai bine. Partea bugetului local nu se poate fără cheltuială și din partea bugetului local. Dar e o susținere serioasă de 6 miliarde și jumătate de lei care vin de la guvern. Așa este proiectul. Dacă sunt discuții. Deci după ce aprobăm, deja se poate începe. Câștigătorul este, deci mai urmează acum asta și deci putem să dăm drumul la lucrare. Deci licitația este... Da, licitația tot, că e câștigat, tot, numai atâlea ultimele hârtii. Trebuie să iei acolo. Și acum, doamna aceasta a început. Da. Foarte bine. Da? Și eu că să dă de acolo să facem licitația peste bani. Copiii de acolo. Da. Supun la vot. Mulțumesc, trecem la nivel, la discuție liberă. Cine dorește să-mi scrie? Domnul Ampost. Domnul Ședinte, există o problemă. Copiii de satul Argina nu sunt aduși la școală cu
microbuzul școlii. În schimb, microbuzul școlii aduce elevi din satul Bazna, care aparțin de comuna Pârgărești. Cetățenii spun că nu este corect, pentru că satul Bazna aparține de comuna Pârgărești. Părinții au considerat că e bine să-i dea la școală la noi. Foarte bine, nu zic nimic. Dar întâi trebuie să asigurăm transportul elevilor din comuna Oituz, satul Marginea face parte din comuna Oituz, și dacă nu e timp, pentru ce și de la Bagna. Dar eu cred că se poate găsi o soluție să aducem și de la Bagna și din satul Marginea. Păi așa trebuie. Păi așa ar fi normal. Și am înțeles că au fost cetățenii din satul Marginea, doamna directoare, și răspunsul e negativ. Adică e mine la școală, că suntem noi. Da. Să facem intervenție la doamna directoare, chiar face programul. Eu așa le-am zis cetățenilor, când au venit cetățenii la mine, anul trecut le-am rezolvat problema, că am pus microbuzul de la primărie. Dar, pentru că pe timpul pandemiei, toate examenele sunt sistate, așa am rămas la apă canal fără niciun om, ne chinuim și avem o grămadă de oameni care vorbesc, că le place să vorbească, din afară să știe situația care este. Cu tractor, stă tractor pe dreapta, stă buldo pe dreapta, din lipsă, toate examenele sunt sistate, toate examenele sunt sistate și atunci eu nu pot să pun un șofer ăsta. Aș putea, prin transfer, să iau un șofer, dar și asta durează. Le-am explicat, oamenii au înțeles. E adevărat că acum am vorbit cu doamna directoare, am spus să se gândească, dar știți, și cu distanțarea asta e o mare problemă. Înainte puneai în microbuz 18 locuri, acum, după distanțare, trebuia... Nouă, îți dai seama? Am înțeles. Și cum să aduc elevii din celelalte sat, cu distanțarea publică? Așa putem să aducem și din satul mare. Problema care e? Săptămâna aceasta, sau la început, am înțeles că se asfaltează drumul privat. De la Rotărița și până la școală cum să aduc copii sau... folosim punctul pripor, mai aproape. Acum, ar trebui, pentru că am vorbit și cu doamna directoare, și copii, fiind comozi, mulți se duc de la Citerie, se duc jos la Lupică ca să ia vină cu microbuzul, în loc să vină pe jos până aici. Problema se poate rezolva. Doamna directoare, o să vorbim și cu doamna directoare, să vorbească și cu părinții care sunt aproape, nu să se ducă înspre Jiterie ca să vină numai cu microbuzul. Ca să poată microbuzul să... Domnule primar, bine ar fi dacă doamna directoare este unitatea de învățământ, ar fi bine totuși că cunoaște problema. Au fost cetățeni, să vină să le spună dacă există o soluție sau nu. Nu ne-am gândit să invităm, eu știu dacă acum... Eu sincer, nici nu o cunosc pe doamna directoare. O singură dată m-a sunat, nu s-a prezentat să spună, uite, sunt noua directoare, sunt ăsta... Deci nu am mai întâlnit caz din ăsta, ca să vină să angajeze un nou director, să nu vină la primar cu care colaborează, știi? Dar o să intrăm. O să, ăsta, noi chiar acum știți că n-am avut timp, a fost și controle și pe ăsta, o grămadă de hârtii, pentru că am vrut să dăm drumul la proiecte. Că acum se implementează proiectele, că acum au venit aprobări, știți. Nu că-i alegeri, cum zic unii. Nu le facem că sunt alegeri, le facem că le-a venit timpul, a venit toată documentația. Dar e o problemă. Am înțeles că a dus de la Bagnă și a luat de la Rotărița până la Jitărie. S-a întors înapoi în microbuzul școlii, a luat de la Rotărița încă 5 sau 6 copii și nu s-a urcat 15 margini să ia cu ceilalți. A venit la 5 copii la școală. Adică trebuie corelate problemele astea. Eu am să vorbesc și cu șoferii, că ei știu cam cu ce viteză poate să meargă și cu asta, să vedem cum se coordonează mai mult cu șoferi. Că directoarea nu cred că o să fie ăsta... Deci, nouă... Să fie contra. Probabil, na, el a început... Dacă rămânea... Dacă rămânea fosta directoare, ea știa toate. Se rezolva problema. De exemplu, dumneavoastră, doamna directoare, cei doi șoferi, se poate găsi soluția să aduce și copii în cravate. Da, sigur nu se poate. Da.
Eu sper o să încerc, acum o să găsesc cu doamna secretară, să vedem dacă putem prinde detașare. Că dacă stăm așa cu și ține pandemia până la anul, ce facem? Poți să încercăm să aducem prin detașare niște oameni, să putem funcționa și la apă canal și la asta, că n-ai ce să faci. Cu ocazia aceasta, dacă vine doamna director, o și cunoaștem și spune și de-n sală. N-a fost nici așa, așa. Domnul primar, în viitorul apropiat, nu știu când va fi asta, de Hățmanul ăla o să avem o dată apă, gaz, canalizare, râul ăla ne pune mereu probleme pe Hățmanul ăla. Într-adevăr, foarte puțin s-a făcut pe Hățman. Nu are un canal, nu dar să vă spun o chestie. Nu s-a făcut pe el, s-a făcut în alte părți. Dar acum eu așa am gândit-o întâi să facem capacitate. Degeaba întindem conductă și toate astea, dacă nu am capacitate acolo. Totul depinde acum și stația de epurare și tot, să fim stăpâni pe teren. Până nu suntem stăpâni pe teren, nu poți să faci nici modernizare, nu poți să faci nici altă captare. Am studiul de fezabilitate făcut pentru o nouă captare, am studiul de fezabilitate pentru extindere apă, am studiul de fezabilitate pentru canalizare. Unde e canalizarea și ăsta merg cu apa în același timp, nu se sparte două ori. Că oricum pe fereastră, pe ăsta trebuie să spargem asfaltul acolo, că n-ai ce să faci, dar nu e nicio problemă. Nu suntem nici primii, nici ultimii care am spart asfaltul. Spargi un metru, da? Dar după aceea faci. Că mai ales de la ăsta, dar trebuie venind de jos, așa e făcut studiu, să venim de la stația de epurare în sus până spre Ferăstrău. Ca pentru o zonă să putem să-i dăm drumul, nu să îngropăm bani și după 5 ani să-i dăm drumul. Să putem funcționa. Asta e. Beneficiare. Deci, eu zic că putem. Acum o să apelez și la niște consultanți. Dacă ies în continuare primar, eu deja am vorbit cu consultanți ca să putem să vorbim înainte și doar. Nu, eu am vorbit cu ei, dacă eu le-am spus, domnule, dacă ești, nu le-am spus că ăsta. Eu am dreptul ăsta să-mi pregătesc echipa. Că vom visa și dumneavoastră, fiecare visează că de aia concurează pentru postul ăsta. Și nu o să, după ce ies primar, să încep să pierd 2 ani de zile până găsesc un consultant. La fel cum ați spus, dar și cu gardă, e foarte bun. Da. Eu deja am vorbit și cu gardă, sunt două metode, trebuie să ne analizăm. Dar asta este cea mai bună. Să vedem. Da, domnul primar, am rugămintea mai interpelat de pe Leșunț, domnul Popovici, adică cu dumneavoastră. S-a interesat de situația gazului de pe Leșunț, am spus din Ferăstrău, dar de pe Leșunț. Pe Leșunț am vorbit cu cei de la Tornator, a zis că nu e nicio problemă să ne dea voie, că sunt obligat să ne dea voie prin lege, să băgăm conducta. Problema este că pe partea dreaptă e apa și nu ai ăsta. Așa s-a întâmplat și cu gazul. Gazul acum merge pe partea dreaptă a drumului spre Ferăstrău și spre Oituz, pentru că nu se poate acolo, în zona Domoco și la Ferăstrău, pe marginea apei. Aia de fier era băgată la suprafață. Asta de plastic trebuie băgată prin pământ. Da. Și toată lumea că de ce o bagă acolo și de ce asta. O bagă, dar la un moment dat se facă numai o subtraversare și cu plană. Dar când facem ceva, toată lumea sunt specialiști, toată lumea da. Și ținește toată lumea. Și când s-a putea găsi. Așa e. Ia să văd o să soluționarea problemei. Următorul mandat, bineînțeles. Deci, eu pentru asta este simplu. Extinderea în Oituz și extinderea în Ferăstrău nu mai e o problemă, că e aprobată distribuția gazului. Asta depinde numai de banii noștri. Să dăm drumul la proiectare. Vă dați seama că oricum prima fază este să te duci cel puțin până la central, ca să treci dincolo la biserică cu gazul și după aceea să mergi mai departe. Ai invitat-o la directoare, domnule. Da, dacă mă... Asta.
Cine mai dorește să ia cuvântul? Până bine, doamna directoare, nu se mai poate interveni. Să vă mulțumesc pentru colaborarea care am avut-o. Nu mi s-a părut o colaborare rea, mi s-a părut chiar că a fost o colaborare destul de bună și din partea partidelor de opoziție. Înseamnă că toți s-au gândit la binele comune. Și, drept urmare, să văd câteva realizări care s-au făcut, numai cine nu vrea, nu vede ce s-a făcut și ce e aprobat pentru următorul mandat. Acum, cum am spus și la mandatul, la investirea în mandatul meu, eu am zis să dea Dumnezeu să termin și a început domnul Osoroș. M-am străduit, în general le-am dus la îndeplinire, am făcut și altele care nu erau începute de domnul Osoroș. Ce îmi pare rău, cu toate că s-a discutat, sunt niște studii la Hățman, dar am avut și din partea biroului de specialitate, am avut așa niște reacții unde a zis că e foarte mult de lucru și nu dovedim să facem toate aprobările astea. Că, vă spun, foarte greu am mers hârtiile, mai mult electronic, sau ne duceam la Bacău și cu pandemia, dar erau proiectele astea care erau începute, care erau mult mai importante. Acum, vedeți dumneavoastră și pe baltă, dacă n-am reușit să turnăm asfaltul și a venit o ploaie, a stricat totul. A trebuit toți constructorul să le facă totul pe banii lor. Tu o spune din vina noastră, dar vedeți, Dumnezeu e mare. Odată te ajută, odată te poate. Acum nu cred că suntem noi așa păcătoși, dar sper până la toamnă să rezolvă, indiferent cine o să fie primar, și pe uliță, pe la ciorbă, s-a găsit soluția, plus că nu o să mai vină atâta apă și să sperăm că o să începem canalizarea pe drumul principal și atunci dacă începem canalizarea pe drumul principal, o să se facă și șanțurile și după aceea să putem discuta despre trotuare. Că nu putem pune carul înaintea boilor. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat sprijin în mandatul ăsta și Dumnezeu să fie cu noi. Da, dacă în afișele pe care le are PSD-ul, ar fi frumos corsul, chiar serios, cu cravate, dar la semința asta ultima putea să luați o cravată, nu... Dumnezeu, nu, dar serios, reprezentăm domnul Obitus. E sfârșit imam, da? Domnul Osoroș, eu împletesc... Eu împletesc funcția administrativă și cu lucrativă. Că eu nu sunt numai în birou, eu m-am intrat de multe ori și sub mașini ca să mai repar la mașină, să arăt, n-am făcut reparații. Dar nu sunt primar, ce drag. Pot să vin la sfârșitul mandatului, că am, credeți-mă, că am vreo 10 costume. Păi eu știu toate. Și la Bofteana tot așa ați venit. Vei din prezidiul bărbatului, și de calitate, eu nu cred că... Eu cred că omul face haina, nu haina face pe om. Haina face pe om. Cine nu-l cunoaște... Da. Uite, eu pe domnul inginer... Chiar dacă am mers cu o Dacia, chiar dacă mergi cu Loganul și voi totdeauna am făcat portite, tot la fel de respect și tot domnul inginer îi spun și tot ce asta. Domnul Ioan, dar stăm bine, vă mulțumesc. Nu mai bine, da. Da, mai bine, da. Stai, 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 mai bine, da.